găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Vorbim în această seară despre spectacole inedite la Filarmonica Brașov. Și am alături de mine pe maestrul Ilarion Ionescu Galaț, care nu necesită nicio altă prezentare. Bună seara și bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Foarte multe concerte în ultima perioadă la Filarmonica Brașov. O activitate bogată. Da, în ultimele luni, Filarmonica din Brașov a inițiat niște concerte deosebite, fie prin calitatea programelor, fie prin calitatea invitațiilor, fiind vorba ori de soliști, ori de dirijori. Mă bucură faptul că Filarmonica în ultimii ani dispune de o sală foarte bună de concerte. Sigur că nu este sala ideală, este cam mică pentru numărul de public care solicită biletele, dar concertele filarmonice, în special orchestra simfonică, este într-un progres extraordinar și pentru faptul că forurile care conduc viața muzicală a Brașovului s-au îngrijit ca această formație să se primenească de fiecare dată cu elemente, unele dintre ele venite după băncile Facultății de Muzică din Brașov sau din conservatoarele din București sau Iași sau Timișoara și așa mai departe. Concertele, vorbim despre concertele, ultimele concerte, programe deosebit de interesate, iar dacă îmi dați voie să urmăriți concertul de poimine seara, adică din data de 7. Dar înainte să vorbim despre acest concert, vreau un pic să vedem concertele din ultima perioadă, și anume spectacolul inedit de pe scena din Piața Sfatului, să-l comentăm împreună și revenim imediat. Asta au avut parte cei care au fost prezenți miercuri seara în centrul Brașovului. Muzică simfonică interpretată pe ritmuri inedite, dar și colaborarea de excepție dintre Filarmonică și Academia Henri Coandă au creat o atmosferă de mare sărbătoare în Piața Sfatului. Organizăm un spectacol inedit, precum a spus și dumneavoastră, de a fi în mijlocul brașovenilor și a ajunge la inima lor. Este un spectacol în care Filarmonica, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, o să-și demonstreze virtuozitățile, iar noi, fanfara Academiei Forțelor Aeriene, o să fim alături și împreună cu dânșii. E premieră absolută. N-am mai cântat niciodată cu dânșii, cu colegii noștri. Avem câțiva colaboratori de la Academie care vin și colaborează cu noi, un percuționist, Ionel Mocanu, și mai avem un tubist de la dânșii, un cornist, un coleg care tot așa au terminat conservatorul. Sute de brașoveni și turiști care treceau prin centrul orașului s-au oprit pentru a admira spectacolul. Sunt o melomană convinsă și ador Filarmonica, ador programul, ador faptul că astăzi suntem cu toții aici, în momentele astea frumoase. Și ambianța și aici nimeni nu se mai gândește nici la politică, nici la probleme, nici la facturi. Iată un concert de excepție al Filarmonicii Brașov cu fanfara Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Concertele fiind vizionate de un număr foarte mare de spectatori, aș propune ca eforturile care le face Filarmonica sau cei care organizează aceste concerte să organizeze concertele cu niște scaune sau cu niște bănci, să nu stea publicul în picioare. Mă refer la concerte care le-am dirijat și în Sibiu sau în Timișoara sau în alte localități, unde publicul vine și stă pe scaune și asistă la concert și așa mai departe. Și pentru că sunt concerte de ajuns de lungi, concerte de câte două ore jumătate, și sigur că este obositor și pentru oameni în vârstă, să stea în picioare, să este foarte important lucrul ăsta. Sigur că este un efort deosebit. Aceste concerte au un mare rol. În primul rând că se cântă o muzică pe placul tuturor și al doilea, învață lumea să vină la concerte.
În afară de concertele educative care se fac filarmonicile, filarmonica face concerte aproape lunar despre concerte de pentru tineri, pentru copii, da. Așa, aceste concerte sunt modele luate și de la Viena și de la America și așa mai departe. E foarte bine lucrul ăsta. Și participă mulți turiști, adică mulți turiști și este o reclamă extraordinară, exact. Numai din punct de vedere turistic, dar din multe puncte de vedere al turistic al Brașovului. Oricum, Filarmonica, da. Brașov este cunoscută, da, peste hotare în toată lumea, am putea spune. Este cunoscut, Brașovul este cunoscut peste hotare. Sigur că da. Filarmonica din Brașov a făcut turnee în toată Europa și în Japonia și așa mai departe, nu numai cu bine, și cu alte dirijori. Și mă bucur că merge din ce în ce mai bine Filarmonica din Brașov. Urmează niște concerte până la închiderea stagiunii, concerte din ce în ce mai interesante. A mai fost un alt concert și cu participare internațională. Vreau să-l urmărim și pe acesta și să-l comentăm un pic. Conceptul inedit al evenimentului a fost realizat de doi artiști greci. Este întotdeauna o mare plăcere pentru mine, dar este și o imensă bucurie să fiu la Brașov alături de această orchestră formată din oameni minunați. Totul a fost perfect și din ce am văzut, publicul s-a bucurat din plin de acest spectacol. Am avut un concert extraordinar cu un foarte mare succes. Am primit multe aplauze din partea acestui public minunat din orașul meu drag, Brașov. Orchestra a fost și ea excelentă. Concertul a fost dirijat de renumitul muzician rus Ivan Stolbov, aflat la prima colaborare cu Orchestra Simfonică Brașoveană. Un alt concert în premieră. Iată. Da, știu că a avut ca solist pe un foarte bun prieten și coleg, Teodor Cherchezos din Atena. Cherchezos este unul dintre cei mai reputați saxofoniști mondiali și a cântat multe ori, a cântat la Brașov și am cântat cu el și în Germania și în Franța și în Elveția și este un reprezentant al marii fabrici de instrumente Siemens, instrumente muzicale, și peste tot unde a cântat a dezvoltat un repertoriu, a avut un repertoriu deosebit de interesant. La Brașov a venit cât pentru a 7-a sau 8-a oară, cu mine a cântat de foarte multe ori aici și mă bucur foarte mult că de prezența lui în pe scena brașoveană. Și aveți foarte multe evenimente dedicate centenarului și marele istoric, că Adrian Cioroianu a fost aici la Brașov. E o combinație foarte reușită ceea ce a făcut atunci și pianista Ioana Lupașcu cu Cioroianu, care este un tip de o mare atractivitate și un tip care vorbește extraordinar și un om de mare cultură și toată lumea știe profesorul Cioroianu, și aceste concerte sunt concerte foarte interesante. Mai este un concert despre ăsta care... Urmărim imaginile acestea, da? Cu evenimentul dedicat centenarului și revenim. Marele istoric Adrian Cioroianu a prezentat publicului brașovean cele mai importante momente istorice din România petrecute în ultimul secol. Și încerc să recapitulez astăzi alături de brașoveni ceva din istoria Brașovului în primul război mondial. E un capitol de istorie, cum să spun, și frumos și dramatic în același timp, dar la 100 de ani distanță putem trage, cred eu, concluziile de rigoare, să vedem ce anume am învățat în acești 100 de ani, ce poate n-am învățat în această 100 de ani. Nimeni nu o să știe că va fi supălărit. Acesta este un pic mai special pentru că are și muzică românească dedicată centenarului. Mocirița, o prelucrare de Ioan Dobrinescu, balada de Ciprian Porumbescu, făcută tot de Ioan Dobrinescu pentru pian. Și în sufletele noastre se naște emoție când vorbim despre patriotism, pentru că știm ce înseamnă iubire de țară și iubire de semenii noștri români.
Iată, Adrian Cioroianu, Ioana Lupașcu, Daniela Nane, nume importante. Personalități de primă mărime, concerte foarte interesante, cu subiecte deosebite și... Atractive, atractive pentru public. Atractive, da. Și dacă sunteți de acord, să vorbim și pe concertul din 7. Vă rog. Care va fi poimine, adică încet... Începând cu ora 19. Dedicat memoriei marelui compozitor Alfred Mendelssohn. Este o inițiativă deosebită pe care Direcțiunea Filarmonicii, vorbesc de domnul director Anton Niculescu, care a avut această inițiativă de a organiza acest concert și propun această ocazie să organizeze și alte concerte de mari compozitori români, cum ar fi Paul Constantinescu, cum ar fi Mihail Jora, cum ar fi Paul Constantinescu și Ion Dumitrescu și alți compozitori de primă mărime. Vorbim despre Alfred Mendelssohn, născut cam în 1910 și a murit până în 1966. Este un compozitor important al școlii românești de compoziție, cu studii la București, Viena, Moscova, pianist, corepetitor la operă, ulterior dirijor și director al operei din București, profesor, redactor la revista Muzica și cu activitate și componistică extraordinară, prodigioasă și activitate muzicologică extraordinară și care a scris cu o viteză extraordinară. Ce piese a scris? Și a scris enorm de mult. A scris 8 simfonii, a scris opere pentru copii. A scris quartete, muzică de cameră, 2 concerte pentru pian, 2 concerte pentru vioară, opera Harapalb, după creangă, o grămadă de lucruri interesante. Vreau să vă spun câteva opusuri pe care le cunosc. Este vorba despre sonata Brevis pentru vioară și orgă, care a fost cântat pentru prima dată în România până în 1966 de către Mihai Constantinescu, reputat violonist român, și marele organist Helmut Plattner. O piesă extraordinară. După aceea este vorba despre partita pentru vioară solo pe motivul de BACH, adică Bach, si bemol la do si natural, care a cântat-o în prima audiție în România până 1960-62, marele David Oistrakh a cântat-o în sala Palatului, într-un festival Enescu, iar în concertul de joi, 7, se va cânta câteva opusuri de tinerețe a acestui mare compozitor și o piesă care a fost mai puțin cântată, vorba despre 7 miniaturi pentru quintet de suflători și orchestră de coarde ad libitum, pe care o voi dirija eu și care cred că se va și înregistra, pentru că nu există o înregistrare cu această piesă. Înțeleg că fiul său a fost elev. În acest concert va evolua și fiul acestui mare compozitor, care se numește Vladimir Mendelssohn, care la vârsta de 7 ani am avut bucuria să-i pun vioara în mână, venea la cursuri cu mama lui în școala de muzică din București, care a deosebit de talentat, care a devenit unul din mari violiști europeni. A fost apreciat și de maestru Ciribidache, pentru că când a venit Ciribidache în România în anii 7, nu știu când, mulți ani înainte, și a lucrat cu Filarmonica din București, Vladimir era și concertmaestru la violă.
și Ciri Vidache a avut niște cuvinte de laudă pentru el și pe drept cuvânt. După asta, el a plecat în țară, a făcut cursuri de maestrie, a predat cursuri de violă și de muzică de cameră. El a făcut și compoziție și are și compoziții scrise și pentru pian, pentru orgă, pentru muzică de cameră și a predat cursuri în Germania, în Elveția, în Italia și este unul dintre cei mai reputați muzicieni europeni la ora actuală și ne bucură că va fi între noi și că îl voi revedea după atâția ani. Dar el s-a născut în 1949 și acest concert va fi prefațat și de un important muzicolog, Dumitru Avachian, care va vorbi câteva cuvinte despre importanța acestui eveniment. Un eveniment extrem de important pentru viața pentru, culturală. Pentru cunoscători și pentru publicul larg. Iar în partea a doua a concertului eu voi dirija simfonia de Felix Mendelssohn Bartholdy, născut în 1830 nu știu cât. Deci nu știu dacă este o legătură de familie între cele două nume Mendelssohn, dar asta vă trebuie întrebat. După câte am auzit, ar exista o legătură. Un grad de rudenie. O legătură, da. Așteptăm cu nerăbdare reacția publicului pentru concertul 7. Urmează alte concerte interesante. Ce alte concerte interesante vor avea loc? Concerte interesante vor fi uitați recitalul Maria Naucev, Alina Maria Ceaușescu cu Mihaela Manafu la pian, intrarea sonatelor pentru vioară de Mozart, va fi acest concert dirijat de Simionidis, Anastasie Simionidis, care este un dirijor grec foarte reputat cu acest pianist extraordinar de talentat care este brașovean și care am cântat cu el când era mic, de 7-8 ani, Horia Mihail, pianist extraordinar de talentat și de bine primit de public, după care urmează un concert bombă cu Mișa Casciu, Dan Grigore, care sărbătorește 60 de ani de activitate artistică, Dan Grigore, care este unul dintre mari pianiști europeni și care a cântat de ajuns de rar la Brașov și din cauza faptului că Brașov nu a avut nici sală, nici pian pe măsura acestui mare solist care este Dan Grigore. Toate aceste evenimente vor avea loc în luna iunie. În luna iunie, da. Urmează concertele de vară, că nu pot să vă spun mare lucru, pentru că nu le știu. Și urmează stațiunea 2019 și care să sperăm să fim sănătoși și să le apucăm și pe alea. Cum a fost publicul la toate aceste concerte până acum? Publicul este foarte receptiv, foarte cald. E mai numeros? Cred că, da, sala este neîncăpătoare. Spuneați nu că sunt e bilete, sală nu mică sunt bilete, pentru... sunt cu, da, locuri în picioare nu-i voie să se vândă, dar sigur că ar mai trebui încă cel puțin 100-150 de locuri să aibă pe o sală cu astfel de locuri, cu mai multe locuri. Dar suntem foarte mulțumiți că avem această sală unde putem să desfășurăm și concerte ordinare și concerte extraordinare pentru tineret, pentru tot felul de inițiative artistice pe care Filarmonica le poate avea în stagiunea respectivă. Au început, da, practic să vină tinerii și tineri la Filarmonica Brașov. Este una din importantele sarcini pe care le are Filarmonica să facă în așa fel ca elevii să fie atrași de relația asta între muzică, dans, pictură și așa mai departe. Toate ramurile de artă, poezie și așa mai departe. Vorbeați de proiecte educative. Da, sunt foarte importante și pentru asta există teme speciale. Muzica și dansul, muzica și baletul, muzica și literatura, muzica și tot ce vreți dumneavoastră.
Și atât că dumneavoastră colaborați cu Filarmonica Brașov de mai bine de 50 de ani. De ajuns de multă vreme, da. Jumătate de 1960 până acum, faceți socoteala să vedeți că sunt mai mult de 55 de ani. Aproape 60 de ani sunt, dacă nu mai mult. Și mă bucur că Filarmonica a crescut. Mi-aduc aminte de începuturile, ce greu au fost începuturile din multe puncte de vedere și ca... De ce a fost greu începutul? Număr, pardon? De ce a fost greu începutul? De ce spuneți că a fost greu? Din cauza că n-am avut sală. Spuneați că nu a fost sală, nu a fost pian. Din cauza că n-am avut sală, n-am avut instrumente, n-am avut note muzicale, pentru că o filarmonică trebuie întreținută, nu numai cu elemente, cu... sigur că fiecare an vin noi, unii se pensionează, alții trebuie să revin la... să împrospătează orchestra cu elemente noi, dar pe timpul ăla nu era nici facultate de muzică la Brașov, ceea ce a fost un lucru foarte important ca filarmonica din... Facultatea de muzică din Brașov a dat multe elemente bune pentru filarmonică și să nu uităm de existența Festivalului de Muzică de Cameră, care a loc în 1970 și care a durat zeci de ani de zile, care să sperăm că o să va reînvia cu ajutorul noii conducerea filarmonicii. V-am spus, domnul Niculescu este un om care este, în primul rând, este un profesionist și al doilea este un om care a trăit viața muzicală fiind și prim violoncelist la Marea Orchestra Operei Scala din Milano. Dacă v-ați putea întoarce în timp, ați schimba acești 50 de ani? Nu știu, nu m-am gândit niciodată la treaba asta, dar în momentul ăsta nu m-aș mai apuca să fac ceea ce am făcut. În momentul ăsta, la situația în care se află România în momentul ăsta, pentru că atunci când m-am apucat, când am făcut eu ceea ce am făcut pentru muzică și pentru Filarmonica din Brașov și pentru muzică în general, aveam niște ajutoare extraordinare pe care ți le dădea fenomenul de propagandă, pentru că muzica și sportul erau două elemente de propagandă ale României. În momentul ăsta, aceste două elemente nu mai sunt elemente de propagandă, ci sunt aproape inexistente. Ori nu cred că aș mai putea să fac, nimeni nu cred că, dacă mi s-ar oferi în momentul ăsta să iau de la început, n-aș mai, aș face altceva. Aș face altceva. Sau m-aș gândi de trei ori. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru grija pe care aveți ca să inițiați aceste emisiuni și care sunt de mare folos pentru cultura brașoveană, pentru cultura generală a oamenilor și pentru tot ceea ce există cultură în viața brașoveană. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă las acum în compania dirijorului Ilarion Ionescu Galați. Vă doresc o seară excelentă. La revedere! Thank you.
instrumentație a fost oferită de Steilmann, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.